După spusele mamei, îl pot caracteriza așa, dacă era la fel de bun ca și soț cum e tată, era perfect. Aș fi fost în continuare cu el. Deci un tată senzațional, am eu o glumă, un tată ca bolile rare, adică unul la 100.000 de persoane. Mama a mai încercat să vă vadă. A fost foarte greu pentru ea să ia legătura cu voi imediat după divorț? Ea era un vulcan de reproșuri. Tata mi-a argumentat de ce mama nu e ok pentru mine, mama mi-a argumentat de ce tata nu e ok pentru mine. Și acest, sau de ce e mai bine să fiu cu ea. Și acest război al lor, știi, se răsfrângea asupra mea, iar eu, în momentul divorțului, m-am retras. Ajungând la Hurricane și locuind acolo vreo 2 ani, a venit odată sau de două ori și am fugit de ea. Mi se pare mie nu hotărător, determinant pentru personalitatea oricui. Tragedia care vi s-a întâmplat tuturor, este vorba despre fratele tău. Câți ani aveai când a murit? Cred că vreo 12-13 zile mai avea până împlinea 10 ani. O neglijență a lui, dar și o neglijență a unei vatmanițe, care l-a văzut că a trecut strada, a trecut de el cu tramvaiul, l-a speriat o mașină și atunci el s-a retras, s-a lovit de tramvai, traumatism cranian și coma o zi și parma a murit. De ce crezi că lumea credea că o să se oprească planeta, universul în loc în momentul în care tu și Nicoleta Luciu, de exemplu, v-ați despărțit? Cred că am deschis seria divorțurilor, că atunci nu pot să consider că am divorțat, că nu eram căsătoriți. Dar, într-adevăr, după o relație de 8 ani, poți să zici că e o despărțire. Ai vrut să-i închei cariera Nicoletei Luciu? Dimpotrivă. Aici a fost și meciul meu cu Silviu Boierescu, că eu am susținut-o și dacă a fost cineva de acord și dacă a motivat-o să pozeze în Playboy, eu am fost lângă ea. Știu că pare ciudat, un bărbat gelos care își acceptă ca femeia lui să pozeze în Playboy. Am făcut foarte multe lucruri ca ea să rămână în lumina reflectoarelor. Dinu Maxer. Mereu când îi spui numele, știi că are o carieră în care s-a aflat mereu cu un reflector pus asupra lui. Mereu s-a vorbit despre el, despre cine iubește, cum iubește, de ce iubește, cât a iubit, de unde a început, unde s-a sfârșit. În acest interviu în oglindă însă, ne permitem să facem loc copilului Dinu. Vrem să-i aflăm povestea, vrem să-i aflăm alegerile, vrem să vă prezentăm o altfel de poveste despre Dinu Maxer. O să aflați și cum îl cheamă cu adevărat, o să aflați și pe cine a iubit cu adevărat. Bine ai venit, oglindă! Bine te-am găsit! Mă bucur să fiu aici, mă simt atât de confortabil că mă simt ca la psiholog, dar culmea este că n-am fost niciodată. N-ai fost niciodată pentru că nu ai crezut că ai nevoie? Sau am avut nevoie acum un an, însă am prieteni care, să zic așa, m-au tratat telefonic. Acum un an de ce ai avut nevoie? Cu divorțul. Odată cu divorțul a trebuit să... Nu știu, am simțit nevoia să vorbesc și în zona asta, fiindcă nu pricepeam multe lucruri. Știi ce te întreb? Pentru că public părea că totul a fost atât de bine, de ușor. Părea că ați trecut atât de ușor ambii peste. Da, fiindcă în ceea ce mă privește, în momentul în care am semnat actul de divorț, trebuie să recunosc că am fost o ușurare teribilă. Ușurare? Da. Adică am înțeles, am acceptat, am trecut mai departe. Dar ce îmi spui tu mie e că atunci când se închid reflectoarele astea și rămâi tu cu tine, ai interiorizat. A fost o durere. Nu, a trebuit să înțeleg. Sunt un om foarte logic. Și a trebuit să înțeleg motive, cauze și efectele care s-au produs în timp, astfel încât în momentul în care le-am înțeles
De aceea am vorbit chiar cu vreo doi psihologi și cu un, un prieten care mai are și alte abilități în zonă. Și când am reușit să... Profiler, nu-mi venea cuvântul. În momentul în care am înțeles situația, am înțeles ceea ce s-a întâmplat, mi-a fost foarte ușor să accept. Și atunci am trecut mai departe. Dar ce căutai cu adevărat? Să nu fii tu cumva vinovat? Nu neapărat. Pur și simplu căutam... Nu am fost vinovat. N-a fost nimeni vinovat. A fost un... Hai să zicem... O normalitate... Dacă vrei, nefirească, ca să fac o metaforă. În sensul că psihologii spun că o iubire se termină după 5 ani. La noi s-a terminat după 18, deci am fost puternici, am fost tari. Te întrebam de vinovăție, e că după ce un lucru se termină, se spune că în momentul în care ceva nu își găsește explicații în mintea noastră, e dincolo de puterea noastră, sentimentul de culpă, de vină. Exact. Se ivește. A existat până în momentul în care am înțeles, probabil, și culpă, și neînțelegere, și ceva de genul, spectrul ăsta. Dar important este că în momentul ăsta zâmbesc, în momentul ăsta nu am niciun fel de resentimente față de fosta soție și sunt extrem de... chiar aș spune... În păcat e prea puțin, a spune și fericit. O să vorbim mult despre cuvântul ăsta în interviu, cuvântul familie. Cine nu te cunoaște o să înțeleagă din interviul ăsta că lupta de viață cu tine e să formezi o familie, să o ai pentru tine și să o păstrezi. E interesant. O să ne întoarcem la ea în acest interviu, în familie. Dar înainte de a vorbi despre propria ta familie pe care ai încercat să-ți o faci, o să trebuiască să cunoaștem familia ta. Aș vrea să-ți cunosc numele. Cum te cheamă? Numele meu în buletin este Maxer Iuliu Dino, însă m-am născut cu numele de familie Ecobescu. Numele Ecobescu era numele tatălui care a fost înfiat de către tatăl vitreg, din motive de securitatea comunistă. Și în felul ăsta m-am născut Ecobescu. Nu l-am cunoscut niciodată pe bunicul vitreg din partea tatălui. Iar în momentul în care mă apropiam să termin facultatea, deci undeva pe la 21-22 de ani, chiar mai mult, am avut așa un proces interior de găsirea originilor, de înțelegerea aspectului ăsta de ce trebuie să port un nume pe care eu, care nu mă reprezintă. Și atunci am ales dintre cei patru bunici, am ales numele bunicii mele, care mi-a fost și mamă, după ce părinții mei au divorțat. Mi-a fost ca o a doua mamă. Iar bunic, acolo am petrecut, eu acolo m-am simțit copilul Dinu. Copilul Dinu și-a trăit adevărata copilărie în drumul taberei, în spatele blocului, pe un maidan care acum este o superbă sală de sport unde face filmul basket, ca să vezi cum se întorc oamenii în același loc. Iar copilul... Dinu și-a trăit amintirile din copilărie într-o localitate care se numește Uricani. Este la poalele Retezatului, pe Valea Jiului de Vest, aproape în capăt, să zic așa. Dacă începi, treci prin Petroșan, Vulcan, Lupen și ajungi în Uricani. O zonă foarte pitorească, o zonă în care trebuie să recunosc că mă simt împlinit când mă uit la copilăria mea acolo. E păcat să nu-i spunem numele acestei femei care ți-a influențat de mult. Absolut. Bunica mea se numea Emilia Maxer. Ea și-a reluat numele de fată după ce a divorțat de al doilea soț, deci tatăl vitreg al tatălui meu. Și culmea este că tatăl meu a reușit să-i împace pe părinții lui naturali.
și au trăit mai mulți ani la bătrânețe împreună decât au trăit când erau tineri și când l-au conceput pe el. Deci cât e să împărțim din tolba copilului Dinu cu iubire, punem foarte mult la bunica. Da. Da. Să știi că m-am simțit un copil iubit. Uite, acum privesc cumva, mă privesc, foarte interesant ce îmi spui, și mă bucur că pot să-ți spun și să oarecum să găsesc lucrul ăsta în interiorul meu. Mă privesc ca și copil din prisma copiilor mei. De ce spun asta? Fiindcă există o similitudine iarăși șocantă, și anume faptul că eu, când am terminat trimestrul întâi din clasa a cincea, părinții mei au divorțat. Același lucru s-a întâmplat și cu Andreas. Ciclicitate. Da. Și poate mai presus de lucrul ăsta, ceea ce le-am spus eu părinților mei, și anume că mă bucur că au divorțat, că nu mai este atât ceartă, mi-a spus și mie Andreas. Iar faptul ăsta mi-a făcut să înțeleg că în momentul ăsta pentru copiii mei este bine, așa cum mi-a fost și mie bine, iar toate întrebările de genul, dar nu v-ați gândit la copii, dar de ce? Culmea este că pentru ei e mai bine așa. Eu, dintr-un copil de 8-9, ajunsesem un copil de 10 pe linie. Într-adevăr, am făcut școala la Uricani, vreo 2 ani de zile după divorțul părinților. Iar băiatul meu, care se zbătea printre ultimii copii în clasa 1-4, în clasa 5-a mi-a terminat cu 9-25. O să vreau ca să înțelegem tot ce ți s-a întâmplat când erai copil, să mergem un pic mai încet cu povestea copilăriei tale. Locuiți într-un apartament? Da, într-un bloc de 10 etaje. La ce etaj mergem? 8. La etajul 8. Da. Într-un apartament cu? 4 camere. Cu 4 camere. Dinu este spațios. Mic. Deschidem ușa și acolo găsim pe cine? Mama și tata. Mama, tata, cu ce se ocupau? Mama a fost inginer topometru. Și tatăl meu a fost asistent medical, dar a lucrat ca inspector igienist. Pare genul de familie perfectă, de dinainte de 90, și totuși, norii negri apar, familia se rupe. Da, mă rog, dacă e să-i analizez pe părinți, cu toate că nu mi-aș dori. Nu știu dacă pot să spun că neapărat din cauza că... Da, în sfârșit. Cred că și la ei a fost o perioadă destul de lungă în care au încercam, știi, să mă detașez puțin de familie, să-i analizez ca și cuplu. Nu știu dacă ar trebui să-i critic. Știu atâta. Tatăl meu, după spusele mamei, tatăl meu a plecat acum 2 ani, după spusele mamei, tatăl meu a fost prieten. Poate e cel mai important lucru. Când au divorțat, eu am rămas cu tatăl meu. După spusele mamei, îl pot caracteriza așa, dacă era la fel de bun ca și soț cum e tată, cum a fost tată, era perfect. Aș fi fost în continuare cu el. Deci un tată senzațional, am eu o glumă, un tată ca bolile rare, adică 1 la 100.000 de persoane. Și ca soț? Ca soț nu a fost treaba mea. Nu pot să-l critic, nu pot să... Știu doar că în viața mea am avut tendința să nu-i calc pe greșeli, pe urme, să fac altfel, inclusiv ce-ți spuneam acum după divorț, n-am vrut nicio secundă să fiu certat cu fosta soție, sau să nu vorbesc, sau să am resentimente, sau să... Sunt pur și simplu nefiresc de normal cu ea. Aș vrea să rup timpul și să înțeleg momentul de atunci. Tu de ce ai rămas cu tata? Amândoi băieții am rămas cu tata. De ce? Între părinții mei a fost o luptă fantastică pentru copii. 3 ani a durat divorțul. 3 ani jumate, cred. A fost un divorț cu
Deci s-a dus de 3 ori la Curtea Supremă, ceea ce la Tribunalul Suprem sau nu știu cum se numește. S-a fost întors pe municipiu, iar s-a... Deci ceva cumplit și până la urmă tatăl meu ne-a câștigat pe amândoi. Eu aveam peste 10 ani, eu mi-am putut expune, afirma dorința de a rămâne cu tatăl meu. Nu știu, sincer să fiu, nu știu de ce am ales atunci între tată și mamă. Poate din cauza acestei calități a tatălui meu de a fi și prieten, de a ști să... Eram un copil de probabil 11 ani, să-mi amintesc. Deci în... Da, în și pe 95, mama cum o vedeai? 11-12 ani. Dacă pe tata îl vedeai atât de prieten, pe mama cum o vedeai încât ai putut să te detașezi de ea la 11 ani? Hai să zicem că o vedeam... Dacă vrei așa o chestie care am și afirmat-o zilele trecute și toată lumea, anul trecut, toată lumea s-a părut exagerată, fuma. Nu știu de ce, nu suportam fumul și ideea de fum în casă și ideea de fumat și am urât-o de mic. Dar era gândul tău sau era gândul pe care ți-l instaurase tatăl despre fum? Nu, nu, nu. Știu că ea fuma doar în bucătărie, adică nu fuma în restul casei, n-am văzut niciodată chiștocuri în casă, sau adică nu era... Cum zic eu, n-avea nesimțirea fumătorului. Asta e alt subiect. Însă, nu știu de ce, nu suportam faptul că se închidea cu vecina în bucătărie și fumau. Mama știe lucrul ăsta, fiindcă atunci când s-a lăsat de fumat, când a venit Andreas pe lume, pentru mine a fost așa o... Știi, un invers al reacției. Dacă o negam, în momentul ăla... O veneram, care a reușit să se lase de fumat după 30-40 de ani, nu știu cât fumase ea. Am ținut neapărat să te întreb lucrul ăsta. Noi venim din comunism. În vremea comunismului, numai mamele care nu voiau să-și câștige copiii, da, nu îi aveau. Așa este. Și vreau să te întreb încă o dată. Cum a fost posibil ca mama ta să piardă 2 copii pe calea justiției? Eu nu știu, decât din auzite, dar tatăl meu, când a fost peste hotare, a fost informator. În sensul că spionii m-au spus. Informator. Al securității de la acea vreme. Da. Adică, vă dau un exemplu ce-mi povestea el mie. El contabiliza câte avioane rusești aterizează, câte avioane americane survolează zona și așa mai departe. A fost în Republica Arabă Yemen, undeva Marea Roșie, jos pe Oceanul Indian, în peninsula arabică. Și când a venit în București, la un moment dat, simțind că pierde copiii, da, procesul, el mi-a spus că a apelat la pilele pe care evident le avea în securitate. Ca să vă câștige. Ca să ne câștige. Dar tu simți că tu ai pierdut ca și copil? Nu, nu, nu. Eu alesesem cu tata. Deja? Eu alesesem cu tata. Singura întrebare, dacă vrei așa, dar mă simt cam ciudat că îi judec eu acum pe părinți, este dacă faptul că a rămas Jetty cu noi... Așa îi spusesem eu, Jetty, a fost porecla pe care i-am dat-o, numele lui Emil Eugen. Dacă Jetty, rămânând cu noi, poate ar fi trăit dacă rămânea cu mama, aici e singura întrebare, numai că la Jetty a fost altă problemă, el a stat numai cu bunica, din partea tatălui. Și în momentul divorțului, cred că a cântărit foarte mult lucrul ăsta, fiindcă pentru el... Mama și tata erau părinții de la București, el locuise doar cu bunica. Și aici poate a fost... Deci aici s-a înclinat balanța. După 10 ani, după acest divorț, tu spui că părinții s-au reunit după 20 de ani. Și-au vorbit, nu s-au reunit. Doar vorbit. Doar vorbit. Dar tu cu mama... S-au acceptat. Mama a mai încercat să vă vadă. A fost foarte greu pentru ea să ia legătura cu voi imediat după divorț. Tatăl i-a permis accesul.
Voi ați mai avut o legătură cu ea sau pur și simplu legăturile, rădăcinile s-au rupt? Într-adevăr, pot să spun ceea ce am simțit eu. Am simțit că în permanență, și am spus și mamei, în permanență ea era un vulcan de reproșuri când mă vedeam cu ea. Nu știu dacă, cum e acum, că ai obligativitatea să-l vezi pe copil. Pe ceas. Un weekend pe lună sau două weekenduri pe lună sau nu știu cum e, că la mine nu se pune chestia asta în practică. Deci, nu știu dacă era atunci așa, dar cert este că mama la un moment dat a simțit, acum mi-a povestit recent, și s-a retras cumva astfel încât noi să avem o liniște. Explicăm. Liniște din cauza că m-a simțit că nu pot să duc acest război al argumentelor. Tata mi-a argumentat de ce mama nu e ok pentru mine, mama mi-a argumentat de ce tata nu e ok pentru mine. Și acest, sau de ce e mai bine să fiu cu ea. Și acest război al lor, știi, se răsfrângea asupra mea, iar eu, în momentul divorțului, m-am retras. Ajungând la Hurricane și locuind acolo vreo 2 ani, a venit odată sau de două ori și am fugit de ea. De mama? Da. Unde erai? Și eram la școală, că venise la școală și am fugit. Am fugit fiindcă, ți-am spus, mi-era foarte greu să o ascult, cum îl critică și îl... îl critică pe tata, nu vreau să folosesc alt cuvânt. Eu iubindu-l foarte mult pe tatăl meu. Foarte mult. Și n-ai putut să treci peste lucrul ăsta? Da, atunci. Fiindcă după aceea s-a întâmplat un lucru fericit în viața mamei. A cunoscut un om deosebit. Un om care a schimbat situația asta. Că de-aia îți spuneam eu de cele 3 momente ale mele. A ajuns și la acceptare. Moment în care mama mea s-a transformat într-un alt om. Și în momentul ăla, evident că am reînceput relația cu ea. Și asta s-a întâmplat, dacă mă amintesc eu bine, în facultate. Dar până în facultate, este acest moment, mi se pare mie, nu hotărător, determinant pentru personalitatea oricui, mai ales în viața ta, și cred că și a părinților, separați luați. Tragedia care vi s-a întâmplat tuturor, este vorba despre fratele tău, ai precizat de câteva ori că a murit în treacăt. Te-am văzut de fiecare dată că ți întorci privirea. Câți ani aveai când a murit? Cred că vreo 12, 13 zile mai avea până împlinea 10 ani. Eu făceam... aveam 14 ani jumate și, mă rog, a fost călcat de tramvai exact în fața blocului, eu locuind în perioada aia pe șoseaua Mihai Bravo, o neglijență a lui, dar și o neglijență a unei vatmanițe, care l-a văzut că a trecut strada, a trecut de el cu tramvaiul, cu toate că era mare semn acolo, atenție copii, era în dreptul unei școli, n-avea nicio legătură cu școala respectivă Geti, el învăța la cealaltă școală și l-a speriat o mașină și atunci el s-a retras, s-a lovit de tramvai, traumatism cranian și coma o zi și pe urmă a murit. Pentru mine a fost foarte delicată tragedia aceasta. În acel moment, din cauza că mai aveam câteva zile, preț 4 zile, până la treapta întâi, am dat treapta întâi la română, n-o să uit niciodată, pe 2 iulie, în momentul în care era mormântarea lui în Hurricane, fiindcă el a fost dus în Hurricane. Deci, cu alte cuvinte, eu am rămas în București la niște vecini și el a fost, tot toată lumea a plecat la Hurricane pentru mormântarea lui. Nu știu cum m-am mobilizat, sincer. Am intrat al doilea în liceu. Asta a fost unul dintre probabil enigmele, paradoxurile mele. Mă rog, învățasem foarte bine, dar m-am așteptat să
să mă pierd, fiindcă în momentul ăla, evident, sufeream și eu foarte mult. După care a venit o perioadă în care suferința tatălui, fiindcă pe a mamei doar am aflat-o ulterior, din vorbele ei și ale surorilor ei, suferința tatălui a fost atât de mare încât în mine a declanșat reacția adversă. Adică nu mai suportam. Ca și cum ajunge. S-a dus, nu mai poți să faci nimic. Mai ales că după 2 luni jumătate s-a născut fratele meu mijlociu, făcut cu femeia cu care trăia tata în momentul ăla și care în vremea aia nu erau căsătoriți. Ulterior s-au și căsătorit, dar au divorțat repede. Deci care s-a născut în septembrie, fratele despre care îți povestesc murise la sfârșitul lui iunie. Așa, și chiar nu înțelegeam dacă Dumnezeu a luat cu o mână și a dat cu alta. Nu înțelegeam de ce continuă suferința atât de... Acum ai înțeles ca părinte? Marcată. Nu am înțeles acum. Știi când am înțeles? Am înțeles în anul 6 de medicină, când am făcut psihiatrie și când profesorul la curs a venit și a zis topul suferințelor umane. Și pe locul întâi a pus pierderea unui copil. Moment în care m-am dus acasă și mi-am cerut scuze tatălui. El probabil nici nu știa că eu devenisem o carapace și îl acuzam în sinea mea pentru atâtea nopți în care plângea, atâtea nopți în care asculta muzică foarte tare și plângea. Și la un moment dat era un disconfort, știi? Tatăl tău înțeleg că a vrut să se și lupte în instanță, s-a luptat și cu autoritățile în privința acestui accident. Da, încerca să se lupte pe toate felurile ca să înțeleagă, presupun. În primul rând că îți dai seama, pe vremea aia nu existau camere de la vederi, a fost mărturia unui singur, o singură persoană care l-a văzut, a văzut tot incidentul de la balcon, care n-a avut curaj să se ducă la miliție, cum era atunci. Vadmanița nu l-a călcat ea, dar a fost parte din vină. Mașina care a trecut și l-a speriat, dar încă o dată, el nu era pe trecerea de pietoni, însă pe vremea aia nu era legea ca acum. Atunci erai vinovat și dacă călcai pe cineva care nu e pe trecerea de pietoni. Și da, din cauza că nici n-a găsit un vinovat, pentru el a fost probabil foarte greu de acceptat. Suntem bărbați, noi vrem răzbunare, e în ADN-ul nostru probabil. Nu accept că pe vremea Ceaușescu, când era o justiție extrem de dură, mai mult politică decât socială, da, să zicem și așa, în momentul ăla un astfel de incident a rămas pur și simplu. Încă o dată, tatăl meu avea niște legături. Nu era el, în pătura de sus a societății, da? Dar avea fost totdeauna, dar avea conexiuni și oarecum le-a accesat și nu s-a întâmplat nimic. De aici semnul meu de întrebare, că totul a rămas așa, a mușamalizat. Nici măcar acum câțiva ani am încercat iarăși să dăm de persoana de vadmaniță. A venit la spital să afle starea lui, a spus îmi pare rău, în lacrimi, și de atunci nu s-a mai putut lua legătura cu ea, n-a apărut nici după 30 de ani de la, sau mai mult cât a fi trecut, de la decesul fratelui. Am avut eu, la un moment dat, public, am rugat, am dat și numele ei, în speranța în care vreau să aflăm adevărul, să aflăm și noi. Asta înainte să moară tata. Și ar fi dorit măcar o discuție, să afle adevărul. Pe care n-a avut-o. Da. Și ea, ca să închei toată treaba asta, tot din vorba tatălui, eu nu știu altfel, mi-a spus că s-a căsătorit cu inspectorul de miliție care a anchetat cazul. Adică până acolo s-a ajuns, știi? Te întreb sincer, și-a mai revenit vreodată tata, cum îl știei? Da, absolut.
Da. Ce-i drept că am, după vreo 3-4 ani, după venirea celui de-al doilea frate după tată, care a venit și el la încă un an după aceea, și-a revenit. Așa se întreb un lucru. Revenind la tine, ai spus într-un interviu că ceea ce ai experimentat acasă, ce ai trăit acasă, tragedia prin care ai trecut cu fratele tău, când ai fost adult și ai trecut prin viață, te-au făcut de mai multe ori să te gândești la cuvântul familie. În sens negativ. Da. Că nu ți-ai dorit o familie, nu ți-ai dorit o asemenea responsabilitate. Nu, nu-i vorba de responsabilitate. Dar? E vorba de consecințe sau de riscuri. Hai să zicem riscuri. Adică momentul în care am intrat în viață, da, ca adult, aveam un exemplu pe care îl trăisem, aveam o căsnicie cu un divorț cumplit, da? Aveam exemplu unui tată care își pierduse copilul, da? Iar eu ce vedeam? Vedeam lucrurile în felul următor: dacă îmi fac familie, o să divorțez și o să fie cu rău. Dacă o să am un copil, o să trăiesc totdeauna cu teama că îl pierd. Și am negat lucrurile astea mulți ani, nu știu să zic exact câți, dar presupun, 20, că tot am zis, 20 de ani cu căsătoria și încă vreo 4 cu copilul. Și cât timp ai fost în relație, a fost o luptă continuă cu tine? Nu, n-am mai conștientizat, acolo? Am șters. De fapt, încă o dată, e vorba de acceptare. Când accepți anumite lucruri, sau luptă-te să le accepți, că dacă nu, într-adevăr, te le duci cu tine în cârcă. Deci, în momentul în care le accepți, treci și nu te mai gândești. Nu mai m-am gândit, dar dacă tot vrei ceva care o să șocheze, probabil, să-ți spun, este faptul că, într-adevăr, când Andreea s-a făcut 10 ani, am trăit așa o teamă să nu se repete istoria. Vreau să întreb un lucru sincer. Având în vedere această iubire imensă pe care ai purtat-o tatălui, ai spus că ai fost prietenul tatălui tău. Tatăl meu a fost prieten, da. În distribuția... A știut să-mi fie prieten. În distribuția asta a vieții tale, mamei cerului îi atribuim și câtă dragoste îi mai rămâne de la tine? Adult fiind, sau hai acum, privind lucrurile de la înălțimea celor 50 de ani, îmi dau seama că mama m-a format, de fapt. Cei 7 ani de acasă i-am de la mama. Eu sunt ordonat ca mama, sunt chipzuit ca mama, sunt... Mai sunt câteva lucruri, dar am scapat acum. Și... Culmea e că nu l-am auzit niciodată pe tata spunându-mi lucrurile astea. Gen, ești ca măta. Știi expresia celebră. Așa. Cum am glumit eu cu Andreea zilele trecute, nu știu ce i-am zis, dar la sensul pozitiv, că ești talentat ca tactul. S-a așteptat să zic altceva. Bun. Deci, mama, într-adevăr, pentru mine... Oarecum n-a existat câțiva ani, am negat dragostea maternă, iar după aceea mi-a fost foarte greu să, când am recâștigat omul, da, ți-am spus că ea a trăit foarte mulți ani prin prisma acelui divorț și evident frustrările ei, eu le simțeam în momentul în care vorbeam cu ea, iar... În momentul în care mama a devenit un alt om, eu, să știi că eu sunt un tip foarte sincer, i-am spus inclusiv actualului soț al ei, că a schimbat-o și că îi mulțumesc mult, ne-am înțeles bine, tatăl meu l-a apreciat pe acel om cât a trăit, n-a avut niciodată un cuvânt împotriva lui.
Iar, uite, neștiind că vin la emisiune, discuțiile astea au fost purtate în weekend. Când i-am spus, zic, tata niciodată n-a zis ceva rău de tine, Mihai, că-l tutui. Chiar dacă are 83 de ani împliniți. Și a fost o chestie foarte... A fost o luptă în mine să îmi reaccept mama, să dezgrop, da, sentimentele pe care le îngropase undeva adânc, astfel încât să nu-mi jignesc tatăl. Fiindcă, de fapt, aici a fost, era problema. Tatăl meu fiind destul de sentimental în zona asta și când plecam cu mama, la mama sau așa, îl deranja, îl simțeam. Până în momentul în care mi-am dat seama că exagerează și nu le-am mai acceptat. Deci se simțea trădat. Se simțea trădat, da. După 20 de ani când s-a văzut la nuntă, la nunta ta? La nunta mea, da. Ai vrut inițial să îi inviți pe amândoi? Le-am spus clar. Dacă mă mai vor în viața lor, trebuie să vină la nuntă. Că nu există așa ceva. Și că nu accept după 20 de ani să-și mai poarte pică. Am considerat că după 20 de ani orice se șterge. Dar medical vorbind. Nu ai dori să-l protejezi pe tata? Fiindcă, ți-am zis, mi se pare exagerare. Iar eu sunt un tip extrem de logic, am și această structură medicală, intelectuală, formată în 6 ani de medicină și 3 ani de rezidențiat, deci 9 ani. Iar pentru mine mi se pare prea mult să, după 20 de ani, să nu poți să-ți vorbești, dar am zis să se îmbrăcișeze. Culmea, s-au și pupat, pe braț, ce-i drept. De atunci începând o perioadă foarte ok. Reacția lor inițială care a fost? Da, ca și cum nu se întâmplase nimic. Dar de ce te miri, Dinu? Păi cum să mă mir, nu v-ați vorbit 20 de ani? Zice, da, suntem oameni, ne respectăm. Ah, ok. Trebuia să au fraza asta acum 20 de ani. Despre alegerea ta aș vrea să vorbim un pic. Ai studiat medicina, ai făcut și rezidențiatul, dar... Mi-am dat și examenul de medic specialist în medicină de familie. Și totuși ai ales scena. Da, am ales viața asta care pare mai ușoară. În sensul că eu fac în artă tot. Sunt un cantautor, deci îmi compun, îmi scriu versuri, îmi orchestrez, îmi produc muzica, adică mi-o înregistrez în studio, fac mixaj, mastering. Eu sunt oameni într-un studio pentru fiecare punct de genul ăsta, eu le fac pe toate. Cred că întrebarea de ce te-ai lăsat de medicină a fost de 1000 de ori pusă. Da. Eu să te întreb altceva. Cum ai putut să-i justifici tatălui? Aia a fost o altă luptă, da. Că te lași de medicină. Foarte mare, fiindcă tatăl meu și-a dorit ca eu să devin ginecolog. Și a lucrat aici foarte intens, explicându-mi avantaje. El avea prieteni medici suspuși. Adică eu mi-am făcut lucrarea de diplomă cu un conferențiar care era prietenul tatălui meu. Tatăl meu fiind un tip extrem de inteligent. Și el doar dintr-o neșansă și din cauza securității n-a făcut medicina. Și a făcut doar școala de asistență ulterior, fiind inspector igienist, după cum spuneam. Și tatăl meu n-a acceptat foarte mulți ani că eu n-am făcut medicina. Culmea este că atât de mult și-a dorit încât fratele meu cel mic, care cu 15 ani mai mic decât mine, este medic și lucrează. Lucrează în medicina muncii. Deci cineva a adus visul pe mai departe. Da. Poate momentul ăla s-a liniștit cu mine. Dar a avut un moment de furie când nu l-ai ascultat să te faci medic? Sau ți-a respectat decizia? În momentul în care am simțit eu că e nevoie să fac medicina, am făcut-o. Adică, în anul 98 am terminat medicina. Am plecat în Germania la unchiul meu, Maxer, așa, fiindcă de acolo se trage numele, și care a vrut să mă țină în Germania. N-am acceptat. Am venit în 98 la sfârșit înapoi. În anul 99 am făcut trupa AXA, am avut acea ascensiune uriașă cu trupa AXA.
Și mi-a plăcut foarte mult zona și lumea și tot ce se întâmpla, încât mi-a fost foarte greu să mă întorc la medicină. Însă, destinul a făcut ca în 2001 să se rupă această poveste frumoasă cu AXA. Am mai continuat cu Mihai, cu colegul meu din AXA, până în 2003, când s-a stins de tot. Cu toate că noi lucram, făceam piese, dar probabil e greu să încălzești ciorba la nesfârșit. Moment în care m-am întors către medicină. Deci tatăl meu n-a avut frustrarea că eu am renunțat total. În 2003 am dat rezidențiatul, a fost acea poveste, nu știu dacă își amintesc foarte mulți oameni, cu acel rezidențiat problemă în care s-au dat grilele și au fost mai mult de 10 decât locuri la chirurgie. Eu n-am luat, fiindcă eu n-am crezut că sunt atât de, și acum pot spune public, idioți, încât să dea numai grilele din acea... Era o broșură mică, pe un medic învăța... Deci eu aveam numai xeroxurile atâta. Îți dai seama dacă luai cărțile. Era o stivă, era ceva incredibil de mult de acumulat. Să te rezum la 60 de foi și alea în format mic, așa, gen anecdote? Da. S-a dat din alea, nu s-a luat. Nu am luat, fiindcă nu mă puteam bate cu cei care le știau ca o poezie. Corect, nu? Iar al doilea an nici n-am mai învățat și am luat. Că învățasem anul trecut, când s-au dat grile normale, nu din broșură. Am luat în al doilea an rezidențiat în 2004. În 2005 am început rezidențiatul, l-am terminat în 2008. Am luat chiar 9-28 la examenul de specialist, fiindcă mă lau cu chestia asta că chiar mi-a plăcut medicina și sunt un diagnostician foarte bun. O spun asta chiar și acum, zilele trecute, din păcate, am pus un diagnostic care nu era prea ok și mi-a fost confirmat de oncolog săptămâna următoare. De tata ți-ai dat seama când s-a îmbolnăvit? Ce se întâmplă cu el? Pe tatăl meu l-am preluat ca și management medical, dacă vrei îți descriu și ce înseamnă acest lucru. În 2007, când într-adevăr după un blocaj urinal s-a depistat cancerul lui, eu, făcând medicina și colegii mei ajungând la anumite specialități, am reușit să-l duc și să îi fac prima operație, să-i fac chimioterapie, să-i fac toate astea când trebuia, dacă mă înțelegi ce vreau să zic. Adică n-a așteptat la coadă. Și în 2022 nu s-a mai putut? Nu. În 2022 el n-a murit de cancer. El a murit de insuficiență de organe. Asta înseamnă că hipertensiunea, diabetul și colesterolemia și așa mai departe și-au spus cuvântul și au învins organismul. Pe tine te-a învins moartea lui? Pe tine te-a învins moartea? Nu. Aici este frumusețea, în ghilimele, a unei dispariții, când realizez că pentru omul respectiv moartea este o binecuvântare. Explică-mi, te rog. Tatăl meu a suferit foarte mult pe final, se îngreșase foarte mult, nu putea fi deplasat, cădea din pat, era într-o stare în care probabil mulți au trăit lucrul ăsta cu bunicii, cu rud, părinții, cu, eu știu, în care efectiv inclusiv el își dorea să plece. Iar cred că lucrul ăsta s-a și întâmplat, cred că oarecum gândi și de el. Adică n-a mai mâncat o perioadă de timp, el stătea cu fratele meu cel mic, medicul. Și, dar bine, mă duceam tot timpul, știam despre el încă o dată. Managementul medical l-am făcut eu până în ultimul moment. Adică inclusiv la salvare am sunat eu. Deci cumva moartea a venit ca o binecuvântare. Da, știu că sună ciudat, așa s-a întâmplat și în cazul bunicii, dar lucrurile astea, când se întâmplă în viață, le înțelegi și plus că este un firesc. Da, în momentul în care am aflat, după cum spuneam, la psihiatrie, că cea mai grea încercare în viața unui om este să-ți moară copilul, am aflat și reversul, că este firesc ca un copil să-și îngrape părintele. Invers e greu. Exact. E foarte greu. Și atunci, de ce să tragediam un astfel de moment? Tatăl meu ajunsese la
76. Și, adică, trăise mai mult decât bunica, ceea ce pentru el a fost o victorie, fiindcă a trăit cu cancer atâți ani. Dar de ce crezi, apropo de tragedii, de ce crezi că lumea credea că o să se oprească planeta, universul, în loc, în momentul în care tu și Nicoleta Luciu, de exemplu, v-ați despărțit? Nu cred că credea nimeni. Presa, cel puțin de atunci, a fost o tragedie națională. Îți mai aduce aminte? Serios? N-am perceput așa. Nu, eu știu doar atâta, că atunci hotărâsem cu Nicoleta să nu declarăm nimic. Prin urmare, până s-a aflat în presă, au trecut, cred că, o lună jumate, dacă nu mai mult. Și știu că tot a pornit acel proces mediatic din cauza faptului că ea era la o televiziune concurentă care avea un PR foarte ciudat și nu avea voie să vorbească și a apărut o declarație care oarecum nu era a ei, dar PR-ul își făcuse treaba. Și în consecință, redactorul șef de la Libertatea, ții minte și acum, a venit și mi-a spus, zice, Dinu, care e replica ta? Era o ea. Și i-am spus, Ana, zic, te-am hotărât că nu vorbim. Și zice, tu mai vrei să existi? Zic, cum adică? Așa, ca persoană publică. Zic, normal. Zice, atunci deschide gura și vorbește. Și de aici acea nebunie de emisiuni și de tot ce s-a întâmplat. Într-adevăr, cred că am fost primul. Cred că am deschis seria divorțurilor, că atunci nu pot să consider că am divorțat, că nu eram căsătorit. Dar, într-adevăr, după o relație de 8 ani, e șocant. Poți să zici că e o despărțire. În altă cheie, cumva s-a scris mult atunci că tu ai creat-o pe Nicoleta Luciu. După 8 ani, erai întrebat dacă mai poți exista mediatic fără ea. O concluzie venea după 8 ani. Și te întreb acum, tu ai creat-o pe Nicoleta Luciu atunci? Nu știu dacă am creat-o, dar am făcut foarte multe lucruri ca ea să rămână în lumina reflectoarelor. Și un singur lucru vă spun, fiindcă, într-adevăr, s-a comentat lucrul ăsta de câteva ori de-a lungul anilor și n-am putut să apar, fiindcă eram căsătorit și nu dădea ok față de fosta soție să comentez de fosta relație. Într-adevăr, am fost deranjat, uite, de Silviu Boierescu, fostul redactor șef de la Playboy. Care a spus niște lucruri false față de ceea ce trăisem eu și ce discuții avusesem cu el. Iar pentru Nicoleta, eu am făcut, de-a lungul anilor, i-am făcut trupe muzicale, fiindcă asta știu să fac, sunt producător muzical. În anii, deci ea luase Misu, 99, și nu făcea nimic. Nu mai avea activități, sampling-uri, nu mai avea nimic. Și atunci a venit așa o chestie, a fost o conjunctură fericită și am făcut trupa, se numea pe vremea aia Alize, la artul de Ramona Negrea, care a fost vocea Germanii acum câțiva ani, solistă impecabilă. I-am făcut trupa Alize, s-a desființat după vreo 6 sau un an, nu, după 6 luni am luat eu mâna la rugămințile lor ca manager și după un an de zile am gândit la Teo în emisiune un casting național. Ne îndreptam să anunțăm că s-a desființat trupa Alize, Ramona pleca în Germania. Și am gândit imediat, zic, de ce nu anunțăm un casting? Am făcut un casting, am luat o sală și am făcut trupa face-to-face, care ulterior, după ce iarăși am fost rugat să îmi iau mâna de pe
trupă de către Nicoleta și cine era în spatele trupei, cine avea interese, s-a numit Laguna. Deci astea au fost momentele decisive în care eu am făcut ceva pentru ea și discuția cu Teo dinaintea telefonului dintr-o dimineață de vară în care a sunat și a întrebat-o dacă vrea să vină în emisiune, să încerce un rol de asistent. Era prima oară, a fost deschizătoare de drumuri ca asistentă TV Nicoleta atunci. Seara fusese o emisiune, fusese un spectacol la hotelul celebru la care sunt ancorat și acum, de pe litoral. Și Teo era cu emisiunea acolo, chiar filmam emisiunea în incinta hotelului, în Olimp. Vara asta eu vă așteptăm mama aia. Și eram la masă, am văzut-o la masă, era cu tânțica, și m-am dus către ele. Nicoleta cânta cu, cum o chema pe colega ei, așa nu mai amintesc, Anca Florescu, cânta cu ea pe scenă și m-am dus la Teo și am vorbit. Mai frumoasă e, făcea Teo. Ce da, e frumoasă, zici, și deșteaptă. Că uite așa, uite așa, uite ce idee avem, nu știu ce. Și a doua zi de dimineață a sunat telefonul. Evident, nu o să recunoască dacă vă întreba niciodată, dar dacă așa s-au întâmplat lucrurile, eu pot să le spun. Că tot ești un bărbat liber și poți lămuri acum niște lucruri, o să întreb scurt dacă poți să-mi răspunzi. Ai fost gelos în relația cu Nicoleta? Foarte gelos, da. De unde venea gelozia? Păi venea din faptul că nu m-a ascultat niciodată. Adică noi la început ne-am despărțit de câteva ori. A apărut la un moment dat știrea că eu am fost îndrăgostit de Alexandra Dino în anii 2000 sau 99, nu mai știu exact când. A, 99 la sfârșit. Eram într-o perioadă în care nu mai eram cu Nicoleta. O perioadă de încercări și de acomodare a unuia cu celălalt. Și îmi declanșa tot felul de gelozii de genul mascul alfa. Iar treptat după aceea, în 2001, noi ne-am mutat împreună, singuri, adică într-un apartament, de 3 camere în titan, nu o garsonieră, cum a scris toată presa atunci, ca să mă pună mult mai jos de soțul ei, pe vremea aia doar iubit, și am suportat cu stoicism și umilința asta, nefondată. N-am avut niciodată o vilă, mă rog, am avut la Uricani o vilă superbă, dar a bunicii. Dar eu în București sau, nu știu, mașini scumpe sau ceea ce, n-am avut niciodată, n-am mers în zona respectivă. Însă, nici să fiu umilit nu mi-a plăcut. Adică dacă aveam 5 lei, spune că am 5 lei, nu spune că n-am niciun ban în buzunar. Însă ai avut ceva, ai avut dragostea ei. Ceva. Absolut, da. A fost o relație frumoasă. Cel puțin anii, după ce ne-am mutat împreună, am simțit și eu că s-a consolidat ceva și a fost o altfel de atitudine și din partea mea. Au fost vreodată violențe între voi doi? Verbale. Doar verbale. E normal, dar cine nu se ceartă? Voi vă certați din gelozie. De aici pornea totul? Sigur, ne certam din gelozie, mă gândeam dacă mai aveam și alte subiecte în care ne certam. Da, tot felul de lucruri, inclusiv chestii minore. Știi cum? Am ajuns să cred că o relație se termină atunci când te cerți din lucruri minore. Adică e pe final. Este ultimul lucru pe care te întreb despre această relație. Ai vrut să-i închei cariera Nicoletei Luciu? Nu, niciodată. Din potrivă. Gelozie? Nu, din potrivă. Aici a fost și meciul meu cu Silviu Boierescu, că eu am susținut-o și dacă a fost cineva de acord și dacă a motivat-o să pozeze în Playboy, eu am fost lângă ea. Știu că pare ciudat, un bărbat gelos care își acceptă ca femeia lui să pozeze în Playboy. Dar, nu știu, dacă e psihologic, poți să iei ca un trofeu, poți să iei cum vrei tu. Atunci nu o gândeam așa. Dar cum ai gândit-o atunci? Pur și simplu o gândeam că noi luptam pentru a ajunge din pătura a doua
pătura de sus, publicitate, să fim, da, deci cu axa, nu? Tot timpul faci un hit, faci o piesă și îți dorești să fie hit, vrei să fie numărul 1. Dar i-așa dorit să apară în Playboy? Absolut, își dorit? Dorea. A fost dorința amândurora, a fost o discuție atunci? Absolut, i-așa dorit foarte mult. Ea, pentru ea, showbiz-ul, ca și pentru mine, de-aia am și stat împreună și ne-am potențat reciproc. Fiindcă ea a fost îndrăgostită. Eu am cunoscut-o, eu am agățat-o, cântând la o emisiune de la 7 ABC, mi se pare, și ea era aplaudac. Asta este de notorietate. Eu așa am cunoscut-o pe Nicoleta. Și ai simțit potențial? Mă rog, m-am îndrăgostit. Nu, nu am simțit niciun potențial. M-a cucerit fizic. După care am cunoscut-o și am văzut că e un om foarte loial, foarte... pentru ea am fost primul bărbat, deci era și extrem de pură și... E important pentru tine acest lucru? A fost foarte important, da, în viața mea. De ce, te întreb? Nu știu. Poți să o pui și pe treaba probabil a mândriei mai asculului Alfa? Poți să o pui și pe seama educației tatălui? Probabil acolo undeva e. Pentru că am văzut și cealaltă relație în care practic pe Dea ai cunoscută când ea avea 15 ani. Și cumva poveștile se leagă și spune ceva despre tine. Pur și simplu... Sau despre educația ta. Da, care să știi că m-am gândit și eu foarte mult timp după aceea, zic, mă, dar de ce... Fiindcă efectiv m-am îndrăgostit de ea. Nu, pentru mine n-a contat că avea 15 ani. Putea să aibă... Nici acest cuvânt pur. Nici că era pură. Sincer să fiu, nu știu dacă atunci chiar căutam neapărat asta. Dar faptul că a fost, m-a făcut să mă îndrăgostesc total. Dar este un argument pentru tine să te îndrăgostești? Ideea asta de puritate? Era. Era numai acum? Evident că numai. Dar atunci era, conta. Da, 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 eram, încă o dată, e vorba de acum câți ani? 20. Aproape 20 de ani, 19 ani, da. Omul se schimbă. Ziceam că în 20 de ani nu acceptam că părinții mei nu pot să-și vorbească. Omul se schimbă. Îmi explici un pic teoria asta cu masculul Alfa? S-ar putea să pară îngânfat dacă îți spun asta. Accept orice fel de teorie. Este gândirea ta? Da, nu știu cum să o pun în frază ca să nu pară ciudat. Probabil era chestia de mândria, de a nu fi arătat cu degetul, de a nu râde cineva, am fost cu ea. Undeva acolo, în zona aia, cred că era legătura cu psihologică, da, cu masculul Alfa. Însă, pentru mine, una peste alta, au contat lucrurile astea pentru a putea merge în relație mai departe. Dar cu ce te ajuta asta în relație? Adică... E mai mult respect? Dacă era o relație consumtivă, doar de fan, nu ar fi contat, evident. Dar altfel te ajuta pentru că respectai mai mult persoana de lângă? Îți căpăta baza asta de respect pentru persoana aia? Cred că eu respectam. Mai mult, asta zic. Da. Îți crea conexiunea de respect, altfel nu? Respect... sacrificiu sau cum să zic, dăruirea virginității, adică era ca o, era un cadou pe care nu îl făcea unui bărbat și bărbatul, dacă nu ești nesimțit, simți să dai înapoi lucruri. De la sentimente până la relație, nu? De lungă durată. În cazul de ei, vreau să te întreb un lucru. Tu aveai 31 de ani, ea 15. Tu, o persoană publică, nimeni nu a avut nimic de comentat în privința diferenței de vârstă? Diferența de vârstă nu conta, n-a contat atunci, cât a contat faptul că era minoră. Asta zic. Da. Evident, mi-a fost teamă atunci. Și nu neapărat că s-ar duce ea să mă acuze sau lucruri de genul ăsta, fiindcă eu sunt un bărbat care respectă femeia.
Așa am fost educat, așa sunt. Însă era, dacă pot să crez, în perioada aia, m-am documentat asupra lucrurilor care s-au întâmplat în America, în Franța, în Anglia, cu artiști cunoscuți, care, odată ce s-au cuplat cu minore, au fost efectiv pus la jdit. Și atunci am luat hotărârea, dacă putem să avem o relație până face 16 ani, o relație ascunsă de ochii lumii. Dar ea s-a întâmplat în realitate, dar pur și simplu da, nu era în văzul lumii. Exact. Familia n-a știut mult timp, ei au presupus, am bănuit, dar nu au știut mult timp, așa la o discuție s-a aflat de-abia, mai știu cât a trecut, un an și ceva de când eram în relație. Tu acum ești adult. Ca tată, ai accepta așa ceva, o diferență așa de mare de vârstă? Absolut. Ți-am spus că mie îmi place să proiectez ceea ce am trăit. De ce nu? Fiindcă eu nu regret nimic. Eu nu regret nici că a fost și nici că s-a încheiat. Pentru mine este o mare liniște lucrul ăsta, nu știu cum să spun, chiar o împlinire. Eu dacă m-aș întoarce, aș retăia aceleași lucruri. Finalul l-ai schimba? Finalul cu ea? Cred că acum a zice nu. Acum a zice nu. Acum, poate dacă mă întrebai acum un an jumate, era altă atitudinea mea. De ce ți-ai dorit totuși să mai rămâneți împreună? Ideea mea de... A salva? Nu, pur și simplu nu m-am gândit niciodată că nu o să mai fim împreună. Adică a fost o chestie... M-am fixat pe lucrul ăsta și am mers înainte. Dar acum când te gândești la siguranța asta pe care ai avut că ea o să rămână acolo, orice ar fi, crezi că dacă ai fi făcut ceva diferit, ea ar fi rămas, n-ar fi plecat? Nu mă mai interesează. Ați plecat amândoi. Nu mă mai interesează acum. Nu mă mai interesează. Mi-a plăcut vorba unui dintre psihologi care a spus că rata de divorț este atât de mare, 40 și nu știu cât la sută, încât nu mai este o anormalitate să divorțezi. Adică e oarecum firesc în viața cotidiană. Și având în vedere că noi ne raportăm la curba lui Gauss, a divorța în momentul ăsta este oarecum o opțiune una din două. Voi v-ați căsătorit atunci când i-a avut vârsta legală, nu? De 18. 18 ani, da. 18 ani. Eu vreau să precizez un lucru, sper să nu te super pe mine. Emisiunea e urmărită de foarte mulți tineri. Nu susținem în niciun fel noi ca emisiune începerea unor relații de la 15 ani. O relație, mai ales dacă diferența de vârstă e atât de mare, e important să spunem lucrul ăsta. Cel mai mare compliment pe care mi l-a făcut tatăl meu, îți spun, ca să vezi cât de exigent era. Eu am intrat pe locul 28 la medicină, din 2000 și nu știu câți erau de... N-a venit și mi-a spus felicitări. Mi-a zis, puteai să intri între primii 10. Ca să înțelegi, da? Ei, tatăl meu a venit la mine pe finalul vieții lui și a spus, ești un tată mai bun decât sunt eu, decât am fost eu. Pentru mine este cel mai mare compliment cu care mă mândresc oriunde, da? Și dovada este că Andreas și-a dorit să rămână cu mine. Eu încerc să-i fiu prieten, nu tată. Până acum mi-a ieșit. Sper să-mi iasă și în continuare. Dar dacă îți doreai să rup cercurile de care tot ai vorbit în interviul ăsta din viața ta, cercurile care se tot repetă... Ciclicitatea, da. Ciclicitatea. Dacă ai fi ales fetița să crească cu tine? Consider că eu nu pot să duc creșterea a doi copii. Ca și bărbat e destul de greu. Plus că m-am reîntors extrem de activ în viața artistică. Și dacă nu mă credeți, aveți canalul de YouTube Dinu Maxer și puteți să
Și îmi place ceea ce fac, îmi place arta, îmi plac conexiunile, îmi place viața socială și publică. Iar pentru mine e foarte greu să am grijă singur de un copil de 4 ani. De aceea am hotărât, de aceea e mai firesc așa. Iar în ceea ce îl privește pe Andreas, are în curând 13 ani, este un mini bărbat care are nevoie de sfaturile tatălui. Sau cel puțin așa spune tradiția noastră românească. Dacă vrei să le spui tu ceva oamenilor la final, ceea ce nu te-am întrebat eu. Sunt un om asumat. Sunt un om care povestește, nu pot să mă mândresc cu ce am povestit, da? E clar. Sunt un om care povestește pentru a fi un exemplu cum să nu se întâmple sau dacă se întâmplă ce să faci și un om care își dorește să nu mă deranjează să fiu judecat, dar să fiu judecat cu rațiune, nu cu răutate. Iar pentru mine sunt foarte multe lucruri nespuse și foarte multe lucruri pe care nu o să le spun probabil niciodată decât dacă vreodată mă păcălește vreo editură să-mi scriu biografia, niște lucruri extrem de spumoase și de așa, nu le-am zis niciodată, evident, astea sunt doar o parte a icebergului. Am avut o viață într-adevăr extrem de agitată și nu neapărat că sunt eu un tip agitat, eu sunt un tip relativ calm. Un tip care, după spectacol, preferă să se ducă în camera de hotel, nu să se ducă în club, ca să mă înțelegi cum am fost toată viața. Și cu toate astea, am avut o viață extrem de tumultoasă. Lucrurile care s-au întâmplat în jurul meu m-au făcut să par un personaj principal și mereu în lumina reflectoarelor. De multe ori am fost purtat în curentul ăsta al vieții publice. Iar în momentul în care l-am acceptat, m-am bucurat de toate avantajele și am acceptat și dezavantajele. Cumva ai supraviețuit? Am supraviețuit, chiar consider, bine. Dinu Maxăr, îți mulțumim mult. Cu mare drag. Să știți că viața noastră este o carte deja scrisă. E important din când în când să ne întoarcem, să citim anumite pagini și să le înțelegem altfel. Pentru că povestea poate fi un pic diferită. Vă mulțumesc că a stat și azi în oglindă.